Dragii noștri prieteni, iată-ne din nou la Ciuperceni, lângă Calafat, aici lângă Dunăre și din coadă pădurea deasă, într-un loc nemaipomenit unde ne simțim perfect, la Ina Ciupa, gazda noastră. Bună ziua! Mulțumim, Ina, că ne primești cu mare bucurie. Și unde gătim, după cum ați văzut până acum, ceva foarte interesant, pentru că pădurea e cu vânat, Dunărea e cu pește, da? Avem legume din toate modele, să zicem așa cum zic colțenii. Este o zonă cunoscută la agriculturii și a legumiculturii la nivel de țară. Da. Și atunci e păcat să nu profităm de ceea ce ne oferă chiar zona în care locuim. Da, o zonă atât de bogată și atât de săracă uneori, însă unde se gătește atât de gustos, pentru că mâncărurile tradiționale și-au păstrat oarecum așa forma. Și-au păstrat forma și oamenii au reușit să inventeze cu ce au avut. Da. Aproape orice fel de mâncare și așa aia extraordinară. Da, dintr-o bucătărie săracă au ieșit niște feluri de mâncare foarte interesante și să începem, iată, să vă arăt un recipient în care bunicile noastre păstrau sarea. Sarea. Iată, e sarea aici, o sare de sac. Deci asta se numește tiugă la mine în zonă. La noi e troacă. Troacă, da. Troacă. Pentru că aceeași troacă, în variantă mai mică, era cana de băut apă. Da. Se găseau pe la fântâni, inclusiv pe câmp. Da. Dacă aveau oamenii, când mergeau la Arad, la Treierat, da, și le venea sete pe drum, opreau, puneau apă la cal și ei, cu troaca de la ciutura fântânii, beau apă. Iată, am trecut cumva așa ușor prin tradiții și tot despre asta e vorba în continuare, pentru că o să gătim... O să facem o ciorbă de... Reiterăm un pic ciorba de bureț. Pentru că suntem în preajma Paștelui. Da. Am gândit-o că nu toți oamenii mănâncă ciorbă de bureț, pe lângă faptul că nu toți știu ce este ciorba de bureț. Da. Și am zis că o să facem o ciorbă de organe, de căprior avem, pentru că în zona asta ne axăm un pic spre vânat. Și o să facem o ciorbă de căprior de organe. Deci vânătorească. Vânătorească, da? Dar în stil ciorba de bureț. O readaptăm. Da, după cum se vede, cu multe... Cu foarte multe legume. Și avem aici, hai să vă arătăm. Iată, sunt organe ăștia din ce animal? De căprior. Căprior, iată, da, inima. E de horez. De horezul, nu de aici. De horezul, dacă unde aici... Da, aici parcă vă e și milă să intrați cu pușca. Dar nici n-aș putea, când văd o căprioară, mă bucur. Da? Sunt foarte rare. Și eu la fel, pe stradă. Iată un ficat. Avem aici un rinichi și iată diverse... Și avem și niște oase și carne, care, după cum să știți, ne dea gust. Dau gustul ciorbei. Dacă nu e carne cu os, parcă ciorba nu este... Dare. Așa, iată, aici avem din mai multe zone. Deci o să iasă... Șir. Șir, da, iată, șir. Iată. E important să... Foarte important șirul. Dea gust ciorbei. Carne proaspătă. Bogată, deci, în proteină, dar care o să fie ușor combinată cu aceste verdețuri. Spre final le punem astea. Da, pentru că altfel nu mai alege nimic de ele. Sigur că da, cu multă ceapă. Iată ce ceapă crește pe aici. Da? Și restul și de legume, printre care și un dovlecel, văd eu. O să-l folosim, că dă gust la ciorbă. E bun dovlecelul. E bun dovlecelul? Da, foarte bun în ciorbă. V-am făcut poftă. Sigur, eu tot înghit în sec. Ideea un mare gurman. Ciorba asta, fiind o carnea de căprior și toată lumea știe că vânată, e totuși greu. Da. O să facem la felul 2, ceva mai ușor. Da. Și pentru că toți suntem în primăvară, da, facem o mâncare de urzici. Vedeta e urzica. Dar mâncarea de urzici o să o modernizăm un pic. Că da, facem rețeta bunicii, dar o adaptăm la vremurile în care trăim noi. Foarte frumos zis, pentru că știu că acolo o să pui și niște proteină dacă o adaptăm. Da, merge un pic. De proteină trebuie. Avem acolo niște spanac, nu? Spanac și măcriș. Și măcriș. Măcrișul... Să dăm o tentă de acreală. De acreală, dar cred că mai trebuie un pic de acreală pe lângă măcrișul ăsta. Mai punem și un pic de oțet, nu? Mă gândeam la un pic de zeamă de varză. Zeamă de varză. Perfect. Ca să fie ceapă verde mai avem și ouăle
Cred că pentru felul 2 sunt. Da, dar pentru felul 2 vom folosi ouăle. Acestea sunt de la găinușele mele personale. Da, ai adus aici... Să facem o turtă. Apostava. La felul 2 o să avem mămăliga. Uh-huh. Dar la ciorbă merge o O turtă făcută caldă. Acum caldă. Acum imediat. Ai aici maiaua. Maiaua. Ai un pic de ulei. Avem acolo. Sarea în... Sarea de aici, da, să facem. Și eu zic să începem cu pâinea ca să ni se dospească până dăm gata restul mâncărurilor. Facem, începem să frământăm pâinea pentru că durează un pic până da, se ridică. Da, trebuie să o lăsăm să se dospească, o să facem dospită, că suntem moderni. Mai avem pe masă o prietenă de-a noastră da. Care stă aici și așteaptă. E o țuică din ce? De prună. Țuica e de prună, de vreo stăie, că restul sunt rachiuri. Să știți că ardelea noastră zice că e temperatură. A, asta olteanului, da. Asta noastră zice că e temperatură. Deși a mirosit-o, nu prea e temperatură. Mie, aia zic și eu, că eu cred că e bea spirit. Merge cam după peste 40 de grade, așa. Păi eu zic să dăm noroc prima dată, pentru că tot ne-am întâlnit după atâta timp. Doamne ajută. Doamne să ajută. Ne facem curaj, ne cum facem ar zice curaj. Tot olteanul. Stăm aici lângă șemineu cu focul pe care Ina l-a aprins deja de câteva ore bune. S-a făcut jar și hai, spor la treabă. Doamne ajută. Doamne ajută. Ciorbă, deci da. Organele, după cum chiar bănuiți, le mărunțim. Iată, avem inima aici. Și oasele, acest șir, trebuie dat în mai multe bucăți. Da? Pentru că la fel trebuie bun. Așa facem și cu restul, etc. Deci, așa, ficatul și ăsta trebuie cumva mărunțit da, așa, bucăți mai mici. M-am obișnuit cu, da. Cu satârul ăsta. Eu sunt fan Mihai Viteazu și de când m-am uitat la filmul ăla... Și te-ai adaptat și pădurii ca să... Da, da. Da, punem la înfiert, spumuim, după cum știți, pentru că o să facă multă spumă carnea asta. După care o să venim cu niște legume de toate felurile, s-o ajutăm. Eu să mai iau din grăsimea asta. Da? E multă. E și de la rinichi, și da, sigur. Asta de la rinichi nu e chiar... Dar rinichiul ăsta trebuie să-l tai un pic da. Mărunt, pentru că toată lumea vrea în ciorbă o bucățică de rinichi. Fierbe carnea. Fierbe carnea. Da. Și trebuie să pregătim, bineînțeles, pregătim legumele. Legumele, ceapa avem aici, v-am și arătat-o mai devreme. Și ce l-am prezentat la început de emisiune, prazul. Oltenesc, fără de care nu se poate face nici ciorbă, niciodată. Nici mâncare. Iată, un praz să-l servești așa. E fibros, dă un gust mai bun și decât ceapa. Și ăsta e un praz ținut în beci peste iarnă. E așa, cum praz îl păstrezi? Din toamnă. În ladă cu nisip? În beci, da? De regulă, în zona asta nu există ciment. Uh-huh. Și atunci, fiind pe pământ, cu cazmaua se sapă o groapă, da? Se îngroapă doar rădăcina, da, da, ca să și se acoperă un pic cu pământ, la întuneric. Da, da, de asta are și forma asta și e mai albicios. Pentru că el a stat la întuneric, nu are culoare. Uitați-vă da, aici, lumina. Acest praz este oltenesc, pentru că o să găsiți în supermarket un fel de praz mai gros, mai și verde, frumos, așa, frumos, și de poze, niște frunze de da, copertă. Superb. Nu, ăsta e praz oltenesc. Ăsta mai subțire, mai al dracului, cum ar veni. Da, și e un pic mai aromat. Mai aromat. Mult mai aromat sigur decât ăla. Da. O să încep cu rădăcinoasele. Da, avem aici rădăcină de păstârnac, sau ce e pătrunjel? Da, păstârnac e, da? Țelină, morcov. Dovlecelul punem cam ultima dată, că el are... Le punem în zeamă în funcție de timpul de fierbere al fiecărora. Și atunci o să punem rădăcini, ardei, da? Mai stăm puțin,
Și după aceea începem să punem ceapă, roșii și restul. Bineînțeles că spre final nu se poate nicio ciorbă fără pătrunjel și fără mărar. Avem și leuștean, dar și leușteanul leuștean avem în variantă uscată, pentru că încă nu e vremea lui. Hai să ne apucăm de tocat. Și o să ne vedeți mai încolo, făcând și mâncărica de... O să opărim urzicile. Opărim urzicile și n-am zis, această leurdă se pune în mâncărica de urzici pentru că dă un gust usturoiat. Leurda, de fapt, este usturoiul sălbatic. Și în această perioadă, vă rog frumos să nu evitați să cumpărați în piață leurdă, pentru că este bună în orice fel de variantă, salată, mâncăric, orice fel de... Sunt mulți... o plantă terapeutică, asta vreau. Și sunt mulți oameni care au oareși ce intoleranță la usturoi. Da, și leurda e cea mai... îi ajută foarte tare leurda să poată simtă gustul usturoiat fără a avea probleme de sănătate. Da, da. Se găsește din abundență și nu crește în medii toxice. Atenție, numai pe pământ curat crește leurda. Rețeta de urzici și naciupag are de la bunica ei rețeta asta, da. Și o să vedem cum... Și o să facem o mâncare foarte simplă. Da. Pentru că nu aveau timp bunicii să se complice la gătit. Da. Mâncarea în principiu are baza oricărei mâncări standard. Da. Se face o prăjeală. Noi o să folosim la varianta asta cam 300 de grame de urzici, la care ne trebuie 2 cepe medii, tăiate cu bulețe, făcută prăjeală, standard, cu bulion, exact cum se face. Acum, pastă de roșii, bulion, fiecare ce are, sigur, după gust, sigur, roșii. Cantitatea de roșii proaspete, bulion, da, sau italienii pastă. Italienii se pună pasata, dacă... Fiecare ce are, da? Este după gustul fiecăruia. Că vrei să trebuie să fie mai roșie, se pun mai mult, pune mai multe bulion, că vrei să fie mai verde, lași mai puține roșii. Ăștia sunt niște urzici, le-ați văzut, tinere, să zicem, pe care le-am... Nici nu merg mai bătrân. Nu merg. Că obligatoriu, acum e vremea lor. Sunt ațoase. Exact. Acum până, cum se spune, până se face foarte cald afară. Le-am opărit în apă cu sare. Le tocăm. Le tocăm mărunt, mărunt. Le tocăm mărunt cât dorim să rămână detocate mărunt, pentru că noi le vom găti așa cum sunt, nu le vom face la blender, nu le vom face la nimic. Le lăsăm să se simtă aroma și gustul de urzică. Ziceai ceva de proteină, de la ouă, nu? Ouă. O să facem o compoziție, facem o mămăligă, că stabilirăm, că modernizăm mâncarea de urzici. Noi vom compune toată povestea într-o mămăligă pe care o facem determinat. Da. Și apoi o punem într-o cratiță și vom pune un strat de mămăligă, un strat de urzici, un pic de unt. Da. Și ouă deasupra. Mai punem un strat de mămăligă, încă un strat de urzici și ouă deasupra. Acum depinde câte straturi ne ies. Două, zic eu, că eu zic că e bine să nu fie cam tort. Și ouăle deasupra și le băgăm cu ouăle crude la cuptor. La cuptor până să rămână... Până se cocoare. Trebuie în primul rând să tăiem urzicile, ca să... Și le tocăm cum ne dorim. Eu o să iau așa tot mănunchiul, ca să nu... Și fac așa o tăcătură mai mare. Și atât, ca să ne rămână totuși aromă, gust. Atunci când prins chiar și o codiță din asta, extraordinar de aromat. Sigur, și bogată în vitamină mâncarea, mai ales pentru perioada de primăvară, când avem nevoie să absorbim multe vitamine. Venim după iarna unde am hibernat, da, și unde am mâncat porcul de Crăciun. Ca să trecem peste această astenie, să zicem. De aici și postul Paștelui, să facem trecerea în următoarea etapă. Rămâneți lângă noi, că o să vedeți cum e împachetată această mâncare. După ce a fiert carnea, cred că 4 ore aproape, pentru că, iată, e căprior, dar căprior bătrân, așa, dar s-a fiert. Acum punem legume. Legume cu poala, cum spunem. Punem rădăcinoasele. Da. Sigur. Astea mai fierb și ele, eu știu. Cam
20 de minute, da, nu mai mult, pentru că trebuie să se rămână un pic, să păstrăm gustul legumei. Da. Altfel se transformă în ceva pastă. Sigur, și după aia venim cu un pic de pastă de roșii. De pastă de roșii, cu roșii. Cu roșii, da. Și cam asta e. Nu acrim cu ceva? O să o acrim din vegetale. Avem macriș și spanac. Asta o să vină ultima dată, pentru că dacă le lăsăm să fiarbă prea tare, se pierd. Se pierd, da, ultima dată. E, aici undeva, hai să arătăm, a crescut coca noastră. Urmează să facă Ina niște turtițe. Niște turte, da? Pentru că merg la ciorbă foarte bine. Niște turte la tigaie. S-a prăjit ceapa, punem acum leurda, nu? Sau și urzicile. Și urzicile. Da. Se călesc și ele un pic? Se călesc bine. A, se călesc. Se călesc, da, bine. Așa, ați văzut, urzicile au fost un pic opărite. Și punem și sosul de roșii de acum, ca să le lăsăm să fiarbă în el. Adăugăm sare, piper, sigur, pentru că are după nevoie, gust, da. După gust. După care o să vedeți cum se montează într-o tavă, nu? Punem într-o tavă. Am gândit eu să folosim tot cratița asta. Tot cratița asta, da. Ca să o dăm la cuptor pentru foarte puțin timp. Primul strat de mămăligă s-a întărit un pic, dar o așezăm așa. Păi o montăm. O montăm rotocoale. Da. Că e bine să ne rămână goluri așa, ca să acopere... Să intre foarte bine sosul și ce am făcut noi acolo cu urzici. Da. Cred că două straturi ajung din, a? Da. Sigur. Da, să știi că m-aș încurca și cu unul singur. Și cu unul singur? Da. Ah, da. Sigur. Avem mămăligă așa. Da. Punem în cărica pe care eu am scos-o din cratița asta. Ajut cu ceva? Nu. Da. Tocmai în ideea în care să ne mai rămână acolo, știi, pe fundul cratiței, în gustul de aici. Sigur. Și punem... Așa, ușor. Întindem bine. Așa, pe bucăți. Da. Foarte important e cum înfigem ouăle în mâncarea asta. Păi nu le înfigem. Nu? Nu. Le punem deasupra și o acoperim de ouă. Sigur, deasupra nu le spargem, nu nimic. Nimic, le lăsăm așa pur și simplu. Ouă fără colesterol, așa cum spunea Ina. Da. Iese ce trebuie. Cam asta e mâncarea noastră. La final o să presărăm cu un pic de măraș și pătrunjel. Atât doar? Asta se fac la cuptor atât acum... timp cât se încheagă ouă. Doar cât vrem să lăsăm ouăle. N-ajunge cât de acru e măcrișul, mai trebuie să o ajutăm cu niște pe gustul nostru merge. Zeamă de varză luată din pipniță, nu? Pipniță, acum, da, hai înțeles. Să vedem. Foarte bună. Chiar nu e sărată. Nu e foarte sărată, că de asta mă tem că totuși ar mai trebui tot niște sare în ciorba noastră. Să-mi zici cât? Generos, pe gustul meu. Da? Am așezat la masă după ore în șir de gătit, pentru că a durat ceva. Da. Da. Nu e ușor. Nu e ușor. Și vorba aia, gătești 5 ore să mănânci 5 minute. Așa e. Cam dar așa se întâmplă și la noi. Credeți-mă, am gustat dinainte ciorba. Este ceva de nu s-a mai gustat până acum. Cel puțin eu n-am mai mâncat. Un fel de ciorbă, dacă ați fost atenți de la început, ciorbă de bureți, varianta vânătorească. Și fără bureți, cu organe. Cu organe de vână. Pentru că bureții, știm cu toți, înseamnă toate intestinele, stomacul. De la miel. De la miel, da. Sunt bureții din ciorbă. E, aici e cu totul altceva.
aspectul și gustul e cu totul deosebit și o să vă prezentăm la fel aceste urzici de mămăligă cu ou băgate la cuptor. Îi dă verdeața un gust deosebit, adică mărarul ăla în special. Deci trebuie ajută, pus neapărat. Mărarul obligatoriu. Da. Da. Care se servesc, iată, cu brânză. Cu brânză neapărat de oaie. Tare de oaie de anul trecut. De anul trecut. Și avem și acolo turtițele făcute. Turtițele pe care le mâncăm la ciorbă. La ciorbă. Și la ciorbă mai este și acest ardei pârpălit prin foc. Și că arată cam așa. Arată cam așa. Wow, ce bine arată. Da, ce deci să vă zicem? O să ne invidiați acum. Să avem poftă bună. Poftă bună. Și pe ediția viitoare de aici, de la Ciupercen. Excelent!